Este o carte bilingvă, coperta este făcută de Andreea Scalusa, ilustrația interioară îi aparține Oanei, iar poeziile o caracterizează. Dacă mi-aș fi imaginat ce fel de poezie scrie Oana sau aș fi vrut să-mi imaginez, cred că aș fi găsit reale corespondențe între felul în care scrie, felul în care simte, că am învățat să o cunosc, că având privilegiul de a-i lansa ultimele două cărți, și felul în care arată, fiind o prezență absolut fermecătoare și un om cu totul și cu totul minunat. Iată așadar că prezența dumneavoastră aici ilustrează tocmai aceste lucruri. Versurile sunt autentice, de o intensă trăire emoțională, acestea reprezentând un discurs pur, interior, metafora fiind liantul tuturor nucleelor semantice. Interesant este modul în care identificăm în lirica scriitoarei elemente blagiene, metamorfozate în și prin gândire, trăire și temporalitate. Autoarea traduce categoriile spiritului în imagini poetice, când somptuoase, când austere, până la sublimare ritualică. Poemul însuși transformându-se într-o formă grafică pură sau, mai degrabă, într-o căutare a formelor. Exercițiul ludic, ironia și parodicul transformă așteptarea într-o artă a timpului, tot mai nemilos, evidențiind ideea că există un ceas, anume pentru fiecare lucru. Alerga în cerc, fără țintă, spre nicăieri, către infinit. Învăța să respire, exersa uitarea și plângea râzând, poezia gând. Unii înșiră cearșafuri întregi de elucubrații prozaice, fără semne de punctuație și numesc asta poezie modernă. Orice smintit o poate face, fiecare dintre noi putem delira. E o boală a creierului, ține de patologic. Poezia înseamnă altceva, simplu. Emoție, sensibilitate, mesaj. Cu alte cuvinte, stare. Reușești? Te numești poet. Nu reușești? Ai impresia că ești poet. Nu sunt critic literar. Nu-mi place limbajul de lemn sau să impresionez prin uzitarea unor termeni de specialitate. În schimb, mă impresionează tot ceea ce ține de original. Metafora. Metafora care strămură sufletul și ți-l doldorește de trăirea altfel. Care te aruncă acolo, în albastrul mugurind a infinit, sau îți lipește tălpile de lutul ghimpilor din nudul realității. Îmi place cum scrie Oana, și nu puțin. Versurile ei mi se par un pastel în verb, clocotind, alternativ, fierbinte și rece, rece și fierbinte, lacrimi de sânge și picături de rouă, țepi aspri și picioare goale atingând țărâna. În împlititurile stilistice, întâlnim sublimul și absolutul, nu ca definiții, ci ca o reliefare și răsfrângere ale lăuntrului. Vreau să mulțumesc invitațiilor noștri speciali, Doina Păulanu, o gazdă perfectă, ca întotdeauna, o doamnă extraordinară, Nastasia, un om frumos atât pe dinăuntru cât și pe din afară. M-au bucurat foarte mult cuvintele ei din prefața cărții și mă onorează comparația pe care Nastasia o face între versurile, umilele versuri din volumul Obsesie cu lirica blagiană. Deși Blaga este unul dintre favoriții mei, îmi place foarte mult lirica lui Lucian Blaga, dar sunt, dacă vreți, îndrăgostită de filozofia blagiană. Și e o mare onoare să o avem aici pe Nastasia. Mulțumim tare mult, Nastasia. Vreau să fiu scurtă, pentru că nu vreau să vă plictisesc și în același timp aș vrea să spun și cam tot ce mi-am propus. Nu m-am propus prea multe, dar improvizez. Virgil Elisei, mulțumesc tare mult că ai ajuns, este un scriitor, de fapt nu este doar un scriitor, Virgil Elisei, am să vă spun ceva. Virgil Elisei este un magician și el, practic, cred că ar putea fi ușor supranumit scriitorul vrăjitor sau scriitorul magician, pentru că se joacă atât de frumos cu cuvintele și face așa o magie extraordinară, încât vrăjește cititorul, mai mult pe doamne, cred. Glumesc, nu. Chiar scrierile lui Virgil Elisei nu trebuie ratate, pentru că
ele, pe lângă forța pe care o impun, au așa un impact extraordinar asupra sufletului. Și să vă spun încă un secret, acest domn care ne-a făcut onoarea să ni se alăture, scrie câte un roman în câteva săptămâni. Adică e ceva incredibil și nu este genul acela de roman bestseller pe care îl citești tip Sandra Brown. Este un roman cu puternice accente filozofice, un roman care te pune pe gânduri, un roman care îți ajunge la inimă. Eu abia aștept ca Virgil Elisei să-și publice cele două romane pe care abia le-a finalizat. Unul se intitulează Zașa, iar celălalt Triunghiul cu Unghiul cu Vârful Rotund. M-am încurcat puțin pentru că ai schimbat titlul între timp, îl intitulasei Romanul meu de debut la Exponto, Triunghiul Fericirii în Constanța. Ai văzut? Coincidențele nu sunt niciodată doar coincidențe, nu este nimic întâmplător. Deci iată că există niște puncte comune. Dar cel romanul despre care vorbesc eu, pe care urmează să-l publici, se numea Poveste de dragoste cu domnișoara conferențiar inițial, nu? Și acum se cheamă Unghiul cu vârful rotund. Deci dacă nu l-ați citit până acum pe Virgil Elisei, vi recomand din toată inima și o să vă placă. O să vă placă, el își va lansa aceste romane și probabil că o să faci un tur de forță, așa, poate în mai multe orașe, de ce nu, poate o să ajungi și la Constanța cu ele. Sigur. Am ținut așa să fac prezentarea asta pentru că mi se pare onorant că el, Virgil Elisei, a dorit să fie astăzi cu noi și vine tocmai de departe, din țară. Mulțumesc din inimă. În rest, eu n-am să recit nici versuri din volum, n-am să vă spun prea multe, nu vreau să vorbesc prea mult despre ce o să descoperiți cu siguranță voi în carte. Doar aș vrea să vă mulțumesc, aș vrea doar să-i mulțumesc, să vă mulțumesc și copiilor din Scoția care nu sunt prezenți aici. Este vorba de grafica de pe copertă, de care sunt tare mândră. Este semnată de Andreas, de fiul meu, iar traducerea în limba engleză a fost făcută de Maria Ona, nepoțica mea, și fiul meu, Andreas. Și sunt tare, tare mândră de ei. Mai vreau să mulțumesc și mie, pentru că eu lucrez la un capitol din asta de dezvoltare personală și mă ajută în fiecare zi, îmi mulțumesc, pentru că am fost sănătoasă, am reușit să scriu cartea asta și să vă adun din nou aici pe toți, să fim împreună. Și asta, vă doresc sănătate tuturor și să vă bucurați de viață, o obsesie pentru viață, dacă vreți. Mulțumesc tare mult!